Artizanii au ajuns la malul mării din toate colțurile țării, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, chiar și din Constanța. De la flori, creații din rășină epoxidică, cosmetice bio, antichități, bijuterii handmade și până la creații de modă, toate vă așteaptă să le admirați la festivalul la nisip. Avem o doamnă turcoaică care face obiecte decorative cu tehnica de cupaj. Avem bijuterii lucrate manual, cu pietre semiprețioase, avem chiar un tânăr care intră în mină și scoate cristale autentice, veritabile, colecționari de antichități care au venit cu bijuterii din anii 50-60, cu ceasuri vechi, cu mobilier. Un veteran al târgurilor de specialitate a venit cu o ofertă extrem de prețioasă. Pe lângă bijuterii de epocă, acesta oferă cumpărătorilor ceasuri vechi de o valoare sentimentală inestimabilă. În primul rând pun suflet, pasiune și, bineînțeles, pasiunea mea rămâne ceasurile. Am niște ceasuri vechi, 1850, aici am 3 bronz doreuri din 1820, niște ceasuri cu tematică marină, unul este al unui ofițer, am ceva argintărie și foarte, foarte multe bibelouri din bronz, din diverse materiale, cristal. Copacul vieții, temele marine și multe alte tablouri din lichen stabilizați în culori asortate sezonului și locații sunt oferite de către creatoarea lor, care vă ajută și cu sfaturile de întreținere. Prefer să merg pe culorile de albastru, culorile de vară, ținând cont că suntem la mare și turiștii preferă un suvenir pentru cei dragi, da? S-au axat mult pe copacul vieții, care eu l-am combinat și cu plante. Plantele din natură, nestropite, culese mai ales din sălbăticie, sunt la loc de cinste și anul acesta la târgul de pe litoralul sudic. Produsele oferite sunt realizate prin presare la rece și sunt special concepute pentru fiecare afecțiune sau parte a corpului. Am căutat o formulă care să îmbine și anticăderea părului și ameliorarea mâncărimii asupra scalpului, dar și hrănirea vârfurilor a părului. Expozanții festivalului la nisip pot fi găsiți în stațiunea Olimp până la jumătatea lunii septembrie.